Enceanu și întâmpină acolo adversarul. Mihăiescu vine și recuperează, însă nu cred că face bine. Pierde balonul. Vine centrarea, e pericol mare, gol! Este gol înscris de Doman. Cel mai bun jucător al Slatinei reușește să marcheze în minutul 73. Spuneam că pe fondul acestei retrageri, pe fondul unui joc aproape letargic din partea steliștilor, în repriza a doua ar putea să vină un astfel de gol care să complice soarta unui meci ce părea să fie cumva rezolvat de Steliș cu acel 2-0. Minge este respinsă slab acolo de Drăghici. Drăghici ar fi trebuit să lovească mingea puternic. A fost foarte aproape să reia spre poartă și noul intrat Marius Necu. Cred că asta l-a surprins pe Drăghici.